Este scandal la Sibiu, acolo unde autoritățile s-au prins în horă pe 18 ianuarie, iar cei de la PSD îi acuză pe liberal că au sărbătorit Mica Unire în avans, ca acum să poată pleca în vacanță. Andrei Naiță ne spune mai mult despre acest scandal. Andrei, te ascultăm, am văzut că au fost publicate și mai multe fotografii cu această sărbătoare cumva în avans, în urmă cu câteva zile au făcut hora cei de la Sibiu. Bun găsit, într-adevăr, autoritățile locale, șefi de instituții, reprezentanții garnizoanei Sibiu și cei ai mediului academic au luat parte în data de 18 ianuarie la manifestările organizate cu ocazia Zilei Unirii Principatelor Române. Cei prezenți au organizat în Piața Mare și o ora Unirii, dar asta se întâmpla înainte de începerea mini-vacanței. Ei bine, acum cei de la PSD au transmis un comunicat de presă în care arată că sărbătorirea Micii Unirii cu 6 zile înainte de data la care s-a înfăptuit, de fapt, Unirea Principatelor, este o rușine și că s-a sărbătorit anticipat Unirea Principatelor pentru ca mai mari orașului să poată pleca în mini-vacanță. Din acest motiv, arată, reprezentanții Partidului Social Democrației nu au răspuns la invitația prefectului și nu au luat parte în 18 ianuarie la acest eveniment. În același comunicat de presă, PSD Sibiu își exprimă speranța că reprezentanții prefecturii, cei care au organizat de fapt acest eveniment, nu o să mai facă astfel de grafe care aduc atingere demnității românilor. Față de aceste declarații, reprezentanții prefecturii au transmis prin purtătorul de cuvânt că fiind o zi de sărbătoare, nu doresc să intre în polemici cu nimeni. Andrei, mulțumesc!